ziua, domnilor consilieri. Prezent suntem toți, cuvorumul este împlinit. Conform dispoziției primarului numărul 278 din 22 decembrie 2023, ați fost invitați să participați la ședința de Consiliu Ordinar din data de astăzi. Dar cuvântul doamnei președinte pentru a prezenta ordinea de zi, dar înainte de asta avem două suplimentări pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de 30 metri pătrați ce aparține domeniului public Pâncești, SC Alerina Farm, SRL, pentru înființarea unui punct farmaceutic și proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/6/5/2015, iar cu SC, compania Rompres Service S.A. Dau cuvântul oamenii. Bună ziua! Bine ați venit! Pentru început, punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Să supunem la vot ordinea de zi plus cele două puncte suplimentare. Cine este de acord? Abținere, împotrivă? O să dau citire ordinei de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la validarea dispozițiilor primarului Comunei Pâncești numărul 271 din 14-12-2023 și numărul 272 din 20-12-2023 cu privire la rectificarea cu plus a bugetului local al Comunei Pâncești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la susținerea din bugetul local al Comunei Pâncești cu 50% din contravaloarea abonamentului lunar pentru abonații din cadrul serviciului apă canal și, al Comunei Pâncești, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local Pâncești numărul 75 din 24-11-2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului, reabilitare și schimbare destinației din școala Cor B în Centru Comunitar Integrat, sat Pâncești, Comuna Pâncești, județul Bacău, cod IESMIS 42822, finanțat prin POR 2014-2020, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA ADIP din data de 11-12 ianuarie 2024, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie-februarie-martie 2024, inițiator primarul Comunei Pâncești. Inclusiv cele două care am dat citire. Exact. Trecem la punctul 1. Domnul primar, aveți cuvântul? Domnul contabil, la rectificare. Domnul contabil. Domnul rectificare. Rectificarea cu plus. Rectificarea e cu plus. Așa cum este în ordinea de zi, în luna decembrie am primit în două tranșe sume importante de bani la rectificarea, pentru rectificarea bugetului local. 464 în prima tranșă, ca urmare a fundamentelor făcute de noi la organele ierarhice superioare din la județ, Consiliul Județean și respectiv AGF pe Finanțe Publice Bacău, cât și sume primite din pentru fonduri europene, respectiv centrul de zi. Faptul că ele trebuiau făcute rapid și trebuiau înaintate la buget, la ANFP, s-a procedat prin rectificarea, prin dispoziția primarului, cele două
cele două rectificări cu plus și astăzi le supunem atenției dumneavoastră pentru aprobare în din Consiliu. Pentru validarea. Pentru validarea dispozițiilor. Deci, în prima tranșă am primit suma de 464.000 de lei pe total. La sume de la Consiliul Județean Bacău, alocate din cota de 7,5% privind impozitul pe venit, suma de 222.000 de lei. De asemenea, de la finanții, la capitolul 040204, sume alocate de la finanțele publice pentru echilibrarea bugetelor locale, suma de 30.000 de lei. 11.0202 sume deflăcate din TVA pentru susținerea veniturilor la persoanele cu handicap, însoțitori și indemnizații persoanei cu handicap, 18.000 de lei. Sume pentru defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, tot de la finanții, 130.000 de lei. De asemenea, am primit la capitolul 480103 sume de fonduri europene, 63.000, ultima tranșă pentru centru de zi. Noi am avut o parte de cofinanțare pe care am pus-o noi, am mai primit o sumă, după cum știți, în rectificări de anterioare, am primit ultima tranșă acum de 63.000 de lei. Toate cele spuse de mine până acum însumează suma de 464.000. Sumă pe care am trecut-o la partea de cheltuieli, 130.000 cofinanțarea mini excavatorului, care l-am luat prin fonduri europene, 1.000 de lei la bunuri și servicii TVA școală, 18.000 de lei, spuneam că la susținerea plății indemnizațiilor și salariilor la însoțitori, persoane cu handicap, 30.000 de lei i-am direcționat către bunuri și servicii dezvoltare publică și 63.000 de lei pentru centru de zi de la fonduri europene, iar 222.000 la capitolul 84 drumuri pentru susținerea drumului în execuții de interes local la Comuna Pâncești. Sumele s-au primit, după cum știți, așa cum v-am spus, dar având în vedere ordonanța 92 pe 2000, din decembrie 2012, prin care mi se arăta că avem voie să cheltuim bani numai la salarii la capitolul 56 și 58 fonduri europene și la bugetul local sume în procent de 1:9, adică din 1 ianuarie până la 30 septembrie, sumele care s-au cheltuit se împărțau la 9 și procentul ăla aveam voie să-l cheltuim în la finele lunii, în luna decembrie și noiembrie 2023. Ordonanța a avut drept scop echilibrarea deficitului la buget național. Banii nu se pierd, trebuie să avem toată încrederea că banii care nu s-au putut utiliza vor reveni în fondul de rulment. V-am făcut această precizare pentru că o să vedeți că o să avem un fond de rulment mai frumos și anul ăsta față de anii anteriori, ca urmare acestei ordonații, că nu aveam dreptul să cheltuim mai mult decât scria în respectivă ordonanță. Iar a doua tranșă de venituri e o singură sumă, 30.000 de lei, tot pentru însoțitori, pentru că vreau să vă informez că nouă ne trebuia în jur de 130.000 de lei, am primit 48.000 de lei, 18 cu 30 aici, am mai avut noi economii tot la asistență socială, la încălzire și așa, am reușit să achităm concediu de odihnă la toți cei 36 de însoțitori. Ca urmare, la sfârșitul acestui an, noi suntem la zi cu plata acestor cheltuieli. Deci 30.000 am primit la 11.0202 și am pus, cum spuneam, la indemnizații. La finele anului, bugetul nostru rectificat cu cele două sume, avem atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, 14.086.000 lei. Când s-a început anul, prima
prima rectificare de buget, prima aprobare a bugetului pe anul 2003, am avut 13.031.000 de lei. Deci, 13.031.000 de lei. Deci avem o creștere de 1.055.000 lei pe total, pentru că s-au mai și diminuat bugetul cu suma de la burse școlare, aproape 2.000 de lei, care s-au dus la, la inspectoratul școlar. Considerăm că anul 2023 a fost un an bun, așa cu toate greutățile care sunt la nivel național și mondial, putem spune, și pe plan local să, să răsfrânge această chestiune. Dar în concluzie, noi am respectat, zicem noi, toate ordonanțele și toate legislația în vigoare, astfel încât banul s-a, considerăm că s-a cheltuit cu, cu maximă eficiență și acolo unde a fost nevoie. Cam asta este de spus despre rectificare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un an bun și sărbător cu bine. Supunem la vot primul punct. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Da, aș vrea să vă spun că vis-a-vis de taxa de salubrizare a rămas la fel ca în 2023. Am crescut doar cu rata inflației care suntem obligați să o aplicăm 35%. Și în restul a rămas la fel. Sunt foarte multe comunii care au mai rectificat cu plus, când sunt încadrat. Eu am aici, am scos din la taxa de salubrizare, avem 366 de mii de lei încasați și am avut 350 cheltuieli. Deci au mai rămas 1.000 de lei, dar mai avem de plată o lună. Deci luna noiembrie nu e plătit, o să vedem cum mai chitam și luna noiembrie, probabil o să mai încaseze sau mai sunt încasați pe ambrie o săptămână urmă. Dar în principiu rămâne la fel. Deci ca și celelalte taxe, nici taxa de salubrizare am considerat că e un an destul de greu să nu mai creștem atât nici la persoane fizice, nici la juridice. Deci rămânem pe aceeași. Sunt comunii care mers pe un alt calcul, pe metri pătrați, pe, la persoane juridice. Dar nu, nu putem pune metru pătrat de la Bistrița cu mediu pătrat de la un postel, de la un magazin. Că la pe metru pătrat face un venit aici. Și noi am considerat că e bine să lăsăm cum a fost 2-3 ani urmă, am considerat că s-au cam încasat banii pe salubrizate atât la persoane fizice cât și juridice, nu sunt discuții prea mari și, într-un cuvânt, fiind tot pe capitolul autofinanțate, ne-am putut autofinanța pe capitolul ăsta. Vă amintesc că cu ani urmă mai puneam de la buget, anul ăsta n-am contribuit la buget loc, deci tot cu niciun ban, deci toți banii încasați s-au cheltuit pe, pe un contul, adică că sunt casați, sunt și cheltuiți. Poate mai sunt anumite deficiențe cu salubrizarea, cu colectarea, vorbim pe reciclare mai mult, și deficiențe sunt la nivel național, dar odată cu apariția programului ăsta de circulare, deci tăieturile se opresc 50 de bani la fiecare magazin și când se returnează își primește voucherul cel cu magazinul și cetățeanul într-un cuvânt plătește o singură dată 50 de bani în plus și după aceea dacă aduce bidonul prețul rămâne anterior. Deci nu plătește în plus cu 50 de bani la fiecare bidon sau borcan sau sticlă dacă vine cu ambalajul. Deci eu lucru foarte bun pentru mediul înconjurător și pentru susținerea reciclării deșeurilor reciclabile, adică a face procentul. Ce se întâmplă? Populația nu prea e informată. Eu am constatat în magazin, am stat de vorbă cu cetățenii, prea înțeleg și chiar nici gestionarii de la magazine nu înțeleg procedura asta, dar încet se va implementa. Sunt sigur că dacă în celelalte state din Uniunea Europeană au mers și au dat rezultate, va da și la noi.
poate mai greu în câteva luni până când populația o să înțeleagă aspectul ăsta. Și ca atare, eu consider că și în 2024 vom face față cu aceeași taxă de salubrizare prin creșterea inflației, că și romprestul, o să vedeți că tot cu rata inflației cresc și prețurile, că nu se poate susține dacă așa e trendul, da. Dacă aveți discuții pe tema asta, să mă stăm în dispoziție să... Nimic. Până la 35,5% care e prețul final de persoană? La persoană fizică e 123 pe an și dacă împărțim pe 52 de săptămână, vine 2 lei pe săptămână, pe ridicare, ca să zicem așa, și considerăm că 2 lei și noi plătim 4 kg de deșeuri, menajer vorbim. Cel mai important e ca să noi am putea și scade prețul pe persoană fizică, chiar și la jurist, dar cu condiția să colectăm gunoi mai puțin, adică adică nu înseamnă să colectăm mai puțin și restul să-l abandonăm pe tenierul în Finlandie, să selectăm mai bine menajerul. Deci tot țăranii, dacă, toți cetățenii comunei, dacă ar înțelege că 80% din gunoiul din menajer poate fi lăsat în curte să fac compost sau îi pun tot felul coși de cartofi de la bucătărie, de miere de prin grădină sau resturi alimentare care pot fi aruncate să degradează, nu-ți bine. Cenușa din sobă sau, eu știu, măturătura de prin curte cu balascu, așa atunci noi îi plătim un preț foarte mare. Se scade. Trebuie să înțeleagă că sarcina asta apasă pe umeri la toți cetățenii comunii. Să merge pe principiul solidarității, deci nu că dacă ar fi cântar la fiecare tomberon la poartă, la fiecare pubelă, cred că ar fi mai conștienți oamenii și s-ar regla mai bine cu... Da, deocamdată... Nu mai scoate numai. Ar da mai mult în răbă. Da, asta ar fi o variantă care nu-i de dorit. Să presupunem că la următoare un contract care o să-l fac la DISU cu firma care va câștiga contractul, o să vină cu mașini mai performante care o să și cântărească și la fiecare o să aibă un cod de bare și acolo se adună kilogramele care le arde plată și la sfârșitul oamenii noi îl debităm în funcție de cât să mergi pe varianta plătești cât arunci. Dar trebuie întărit, trebuie întărit legislația ca omul să n-arunce în altă parte. Deci să selecteze bine. Să selecteze bine menajerul și să transforme pe reciclabil mai mult sau pe compostare să merge. Am primit fiecare gospodărie câte un tomberon de compostare încă de vreo 15 ani urmă sau 10-12 ani, nu mai rețin exact când era domnul Cârtea, să nu știu cine a viceprimar. Și sunt convins că din recipienția aia de compostare nu se folosesc nici 10%. Deci, folosesc toți, curge cât de cât. Dar nu-i să folosească alea, dar în forțul fiecărei grădini, fiecare cetățean poate să-și facă o groapă și acolo să-și pună restul de mere, de ce are și trebuiesc să selecteze plasticul și pungele murdare care merg la deșeuri din menajere sau, eu știu, de la baie care trebuie să, într-adevăr, date la gunoi menajer, că face parte din menajer. În rest, considerăm că vis-a-vis de taxe și impozite, noi le-am cam menținut la același nivel. Sunt comun care le-au crescut cu 20% și acum sunt obligați să pună și inflația și nu știu cum să le mai scadă. Deci noi am fost tot timpul pe minim, am menținut limita de jos. Și am chiar, cum a zis domnul contabil, că poate am grămuit mai bine cheltuielile. Da, o să mai discutăm la cam asta mă vedem în spus. Spunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Abținere împotriva? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre cu privire la susținerea din bugetul local al Comunei Pâncești cu 50% din contravaloarea abonamentului lunar pentru abonații din cadrul serviciului apă canal ai Comunei Pâncești. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Citesc raport de specialitate privind introducerea taxei de abonament de 20 de lei pe serviciu de alimentare cu apă și canal și subvenționarea cu 50% din această taxă din bugetul primăriei. În ședința Consiliului Local din luna octombrie 2022 a fost aprobată înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, serviciu cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Pâncești.
Acest serviciu este de interes public și are ca sarcină administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de apă potabilă și canal din comună. În urma finalizării rețelei de canalizare a fost depus proiectul acorduri canalizare apă menajeră în comuna Puncea, județul Bacău. Acest proiect, venind în sprijinul conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și canalizare existente. În cadrul proiectului, operatorul local, adică Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, trebuie să fie licențiat de ANRSC. Conform regulamentului pentru aprobarea licențelor în domeniul serviciului de utilități publice, documentația pentru obținerea acestei licențe este extrem de vastă. În una dintre condițiile de bază este încheierea contractelor de furnizare a apei potabile. În decursul anului 2023 ne-am confruntat cu dificultăți în plata facturilor de energie electrică, întrucât conform facturilor emise de către ION, valoarea energiei reactive depășește de 3 ori valoarea energiei active. Analizând și comparând consumul în anul 2023 cu cel din anii anterior, am constatat că aceasta s-a mărit din contra este ușor scăzut, doar că pe kilowatt a crescut de la valoarea de 6 lei pe kilowatt. Aici trebuie să mai dăm o explicație că kilowattul pe energie activă e tot 1,3, însă reactiva, curentul inductiv și reactiv, până anul trecut a fost 0,21 de bani și acum 0,95, aproape 1 leu. Și practic noi acolo plătim 80%, 90% de bani. Merg, dacă vreți, pot să aduc niște facturi să vă explic dacă e cazul, da? Analizând veniturile și cheltuielile din anul 2023, am concluzionat că ne este necesară suma de 20 de lei pentru abonament, pentru a putea face față cheltuielilor pentru a se susține funcționarea acestui serviciu și licențierea lui. Să vă mai dau niște explicații așa, la raportul ăsta, despre ce-i vorba. Avem ceva în bun de când ne chinuim să eficientizăm acest serviciu și nu o să fie ușor deloc, mai ales că avem obligația că într-un an de zile de la finalizarea recepției, de la canalizare, adică finalizarea și extinderea, deci punerea în funcțiune, care se va face undeva, să zicem, în primăvară, într-un an să racordeze populația la canalizare. Amintesc că canalizarea pe Petrestor și Fundul Văiei pe licitație și din primăvară să, într-o lună, două cel mult, dacă nu o să fie contestații, aflăm constructorul și se va ocupa și se va apuca și acolo de lucru, deci se va deschide șantier pe zona Petrestor și Fundul Văiei, cu stații de epurare în Valea Oldan. Ca să mai concluzionez asupra licenției serviciului ăsta. Deci, în afară că trebuie să predăm anumite utilaje, un angajat minim, un angajat care va fi plătit din cadrul serviciului ăsta. Deci, serviciul, dacă are personalitate juridică, are cui, deci va lucra independent sub Consiliul Local, dar independent de bugetul primăriei. Dacă ne orientăm la... eu am scos toate încasările. Deci noi avem încasări 365.000 de lei pe anul ăsta, atât de la persoane fizică și juridice cumulat. Și avem cheltuieli aproape dublu. Pentru că multe cheltuieli sunt făcute din bugetul local, cum ar fi, de exemplu, întreținerea rețelei, reparațiile la rețeaua de apă, toate avarele, într-un cuvânt, de peste an, noi le-am suportat la Consiliul Local. Acum, trecând pe serviciul ăsta, trebuie să le suportăm din serviciu. Am constatat că din 1300 de abonați, vreo 500 au un consum foarte redus. Pentru că fie că nu locuiesc aici, fie că vin numai un weekend sau să plecați până afară, dar ei o lună, două pe an, tot folosesc apa în iunie și ar trebui să participe și cetățenii, număr destul de mare, la întreținerea coloanei. Deci
la reparație, la plata deserventului, la toate astea. Și taxa de abonament e anuală, deci în fiecare an vom actualiza această taxă. Dacă noi reușim să eficientizăm mai bine, prin cum am pus panouri fotovoltaice, poate vedem din bugetul ce vine să mai punem niște baterii care se compensează dimineața și seara când este toată mai slab și la amiază să acumuleze și să compenseze perioada mai slabă sau dacă o oră, două plouă sau inorată, să folosească din baterii și să eficientizeze mai bine. Nu am înțeles, mă scuzați. Da. Taxa e anuală sau lunară? Ați spus anuală. Deci, quantumul taxei, ca și 20 de lei pe lună. Pe lună? Pe lună, da, dar în fiecare an nu o putem modifica. Deci, la anul o putem reduce la 10 lei pe lună. Sau la 5 lei, dacă noi ne acoperim cu cheltuielile. Deci, noi musai să mergem cu ea 10 ani, asta vreau. În fiecare an, final de an, facem bilanțul între venituri și cheltuieli și dacă considerăm că putem să mai reducem din abonament, dar abonamentul trebuie să existe, pentru că nu poate funcționa. Deci orice serviciu de abonați și cuvântul ăsta și abonat și abonament, nu? Deci trebuie să ai un abonament. Acum noi am venit cu propunerea la Consiliul Local ca 50% din banii ăștia să fie subvenționat de către, din bugetul local, adică prin nou buget să virăm banii către serviciul public de apă, 50% la întregul număr de abonați, deci 1300, chiar dacă au consum, chiar dacă n-au. Și atunci să plătească și aia care vin o dată pe an 100 de lei pentru întreținerea coloanei, pentru și el o folosește în lumea aia, când o folosește. Sau poate să reîntoarce și... Nu? Deci nu putem să creștem prețul și să luăm bani tot de la ăștia 700 și pe aia 500 care o folosesc numai când sezonier sau ăsta să nu fie. Deci trebuie să fim solidari să plătim cu toții. Acum o să putem analiza din abonamentul ăsta dacă eu știu chiar și la 3 luni, la 6 luni când face descărcarea exercițiului bugetar, dacă s-a amortizat și poate funcționa serviciul, că practic de ce insistăm și trebuie să facem licențizarea cât mai repede a serviciului de apă canal, ca să depunem proiectul ăsta, că e a treia oară de când îl depunem, deci noi am prelungit viceprimarul încă cu 6 luni ca șef serviciu. Am depus de 2-3 ori proiectul și ne l-au respins că n-am avut licență pe el. Și licența îți cere contracte pe fiecare abonat, taxă de abonament, ce conține acest serviciu, deci utilajele care le are și o să mai venim. Noi am făcut o propunere ca să dăm către, prin transfer, cu titlul gratuit, către acest serviciu, Belarusul, cu are o... și chiar și mine excavatorul, că e nou și nu întreține, adică ne-am orientat la niște utilaje care au cheltuieli mai mici, ca să nu facă cheltuieli de întreținere prea mare. Dacă nu o să facă față și o să fie nevoie, mai folosim și bulul, chiar dacă nu e dat către servici, dar în inventarul lor să fie Belarusul și cu mini-escavator, dar mini-escavator am impresia că e pe fonduri europene, nu avem voie să-l dăm și o să vedem, poate, 50%. Acum, nu e ușor de menținut funcțional la apa, putem lua în comparație cu multe comuni, chiar și din jurul Bacăului, pe la Hemiu și Mărginieni, care sunt mai pe deal, nu au avut vara apă deloc, sau la 3 zile câte o oră. Chiar și alte comuni din jurul nostru, dar nu le dăm nume, că nu e corect. De noi am avut tot timpul apă, datorită faptului că rețeaua a fost bine întreținută și cu cheltuiel, cum se întreține fără cheltuiel, deci s-a intervenit prop. Dar apa putem pleca toți. Nu, eu sunt convins că nu se va opri, pentru că... Pentru că în anul ce vine o să dăm drumul și la sistemul 3 de apă. Nu, e normal ca să nu trebuie să întoarcă lumea la cogheliță și la fântâna cu cumpănă. Pentru că asta e civilizația, trebuie să găsăm soluții, să rezistăm, dar să luăm în calcul că și bugetul comunii e limitat. Deci noi avem
susținere la proiecte europene, care vă amintesc că am mai făcut o propunere către dumneavoastră de a modifica contractul, chiar și varianta cu împrumutul, dacă cumva ne încurcăm. Acum, după toate calculele care le-am mai făcut, e posibil să nu mai împrumutăm, să mai facem niște reduceri mai mari de cheltuieli, adică nu vom mai face cheltuieli prin stări, deci reducem la maxim cheltuieli cât putem și să nu mai facem credit și să vedem ce ne mai dă de la Consiliul Județean, ne-a mai rămas ceva în excedentul de anul ăsta și e posibil să lungim cât de mult probabilitatea de a face credit. Dar dacă ne încurcăm, vă spun că suntem obligați să facem credit de a scoate la capăt proiectele europene. Deci școala Pâncești 2 va intra imediat în lucru în primăvara asta, e pe licitație acum. Casa specialistului la fel, emisă autorizația de funcționare, o scoatem la licitație în maxim 2-3 săptămâni, în lună. Mai trebuie ceva pe acolo. Sistemul 3 de apă e adjudecat, numai trebuie dat ordinul de începere, dar nu permite vremea și am mai amânat câteva luni de zile, dar constructorul a fost pe aici, am avut o discuție cu lui și a zis că până la sfârșitul mai, până la 10-15 mai, îl dăm în funcțiune. Domn primar, să fim înțelepți, dacă susținem bugetul local cu 50%, da. Deci cetățeanul va plăti 10 lei da, pe lună. Da, 10 lei pe lună, da. Da, da, da. Din 240 de lei pe an, ar trebui să cădească 110. 110. Da, putem... Fim lămuriți. Da. Da. E și altă variantă, să... Îl susținem mai mult, 80%. Dar, 80, dar nu da. Permite nici legea. Da. Să știți, peste 50%, nu știu dacă e admis, că așa noi să-l susținem tot de la buget, dar să vedem de un om bani. Dacă veniți cu surse suplimentare de venit, veniți cu o idee să facem venit, scadem și prețul la apă, dacă se poate, dar să vedem de unde. Că, cum am spus, banii au destul de... Deci, mi se pare că avem niște bani, dar nu prea avem la cât ne-ar trebui. Deci, noi avem 1.500.000 numai la școală de cofinanțat. Avem 1.700.000 la drumul Anghel Salini, care deja e tăită factura, domnule, cât avem? 2 luni când e tăiat. Da. Trebuie într-o lună, două, să o plătim. Costă recuperăm banii de la Anghel Salini, dar o să recuperăm poate în vară, în toamnă. Avem sistemul 3 de apă, 900.000. Da, 900.000 sau 1.000.000 de lei, care trebuie să... Nu așteptați banii la câte rânduri de alegeri sunt la anul. Nu așteptăm bani. Doamna, eu mă... Nu, mizăm, sunt convins și am convingerea că vom primi bani cel puțin cât am primit și anul trecut. Deci eu nu mi-am făcut un calcul că o să ne dublez sumele față de anul anterior. Dar chiar la veniturile de anul trecut, dacă le-am avea în 2024 și cu excedentul de anul ăsta, tot reușim să ducem proiectele încă un an fără să împrumutăm. Și asta nu-i puțin. După aia, la anul cealaltă, o să mai rămână din ăsta, ieșim cu centrul integrat, îl închidim, că în vara asta trebuie să terminăm. Dar mai avem gardul aici, care nu e pe proiecte, să facem pe buget local, nu putem să lăsăm construcția asta fără gard nou aici. Să vedem cu școala ce discuții și cum o să relocăm clasele, pentru că sunt două opinii diferite și chiar cer părerea și Consiliul Local că directorul de școală susține să mute clasele 5-8 la Fulgeriș și cetățenii nu vor sub niciun fel să ducă copiii la Fulgeriș. Eu vă propun Consiliul Local și părerea mea, opinia mea e să 1-4 să rămână pe raza Comunii Pâncești. La Pâncești 2, la grădinița aici lângă noi și clasă de 1-4 la Dineț, să le facem un pic corpul ăla pentru 2 ani de zile. Și 5-8 să-i ducem la Petrești, pentru că la Petrești avem să de clasă acolo, mai e o clasă de 1-4 care figurează la Soci și funcționează la Petrești, ceea ce e ilegal, trebuie să fie la Soci. Deci aia se va muta la Soci. Că... Este sală de clasă. Cum? La Soci, este sală de clasă. Bă. Este sală de clasă, dar e clasa lui doamna Dănuța Colac, trebuia să fie tot la Soci, în schemă e la Soci, pe document. Și ea, în realitate, funcționează la Petrești. O să mutăm pe ea la Soci și o să fie 5-8 tot la Pâncești, 2 ani de zile. Și după 2 ani de zile, tot 5-8 din comuna Pâncești se va muta la Pâncești, în școala nouă care se reface. Pentru că nu i-ar mis, și vă spun că e scandal mare între cetățeni, o să meargă să fac sesizări la inspectorat și
Consiliul Local e responsabil de relocarea asta, de timp de loc. La Sărbel, că sunt clasă la Petrești simultan la 5 ori, ceea ce nu e posibil. Domnul consilier Arminte a fost directorul de țară. Nu știu dacă ați avut, dar ați avut simultan la 5 ori? Nu. Deci nu poți să lăsăm la Petrești simultan 5-8 și ducem în loc să ducem copiii de la 5-8 la Petrești, să facem, integrăm, să fie clasa întreagă, ducem la Fulgerie și de ce? Ca să ne ținem normele la profesori. Că practic asta e discuția, ca să o dăm pe șleau. Deci, dacă se trâmbițează peste tot că învățământul e interesul copilului, e taman invers, în interesul profesorului. Deci ar trebui întâi să vedem interesul copilului și după aia profesorii, dacă nu au ore suficiente aici, mai pot merge în altă școală, sunt titular, nu sunt convins că nu o să plece acasă. Dar trebuie să înțeleagă și nici într-un caz în două schimburi, cum se vehiculează la școală, spus la domnul profesor că să lucrez în două schimburi, ca să vină două zile pe săptămână. Profesorul îi convine să vină, face dimineață trei ore, după masă patru și mai are încă o zi și o fac două zile, aproape ca preotul, dacă e duminica și o sărbătoare. Deci nu e posibil așa. Profesorul trebuie să vină patru zile pe săptămână, zi de zi, dacă are ore. Și elevul altfel asimilează dimineața și după amiază trebuie să puce, nu trebuie să e somn, nu mai are randament. Și părinții chiar sunt revoltați. Deci o să căutăm tot posibilul să pregătim, să vedem de unde prevedem niște bani în buget și să mergem chiar ca pe nivelul Pânceași 2, deci să susținem noi băile și polul, să zicem, la DNS și să le declasă, să le refacă. Domnul Cândar, tot așa o să mergem. Văluitul și ăsta că au bani pentru zrețele să-l fac ei, noi să facem parte de construcție la bunul stării. Da. Drumul, domnul primar, prima dată, e drumul de la Sfătaru, care nu poate... Care nu se compară, nu se compară cu Petreștiul. Cu Petreștiul. Ai tot, e iarnă, e viață. E bocă, că ori e dână, de-al ori e dână. Din ce Da, eu accept la Fulgerici, de exemplu, aș accepta să rămână o clasă acolo unde iau 80% copii din Fulgerici. Dacă sunt 80% din Fulgerici, să rămână acolo. Păi dacă nu e posibil, atunci se compare tot. Deci nu e nici posibil. Deci mai e un aspect. Foarte mulți cetățeni de, care au copii la 1-4, îi aduc cu mașina la Pâncești. Nu-i tot una să-l trimiți la Fulgerici sau să-l trimiți la Soș, la Petrești, pardon. Așa trebuie 1-4 să rămână pe raza. Duc la Fulgerici. Mut la Răcăciuni. Păi așa fac toți. Uitați, mi-ați spus. Da, așa fac toți. Da. Și noi o să pierdem numărul de copii și o să desfințăm școala dacă mergem după părerea unora. Deci trebuie Consiliul Local să decidă și să... Eu o să vorbesc la inspectorat. Când o să vin cu proiectul pentru relocare, întâi am să vedem că se mai lungește până... Dacă avem contestații, dacă sunt contestații, poate mai durează câteva luni. Deci întâi să vedem licitația și constructorul, care va fi constructorul la școală. Vor trebui 5 săli de clasă pentru clasele mici. Păi o să fie, că sunt două în sus, două la DNS 4 și o clasă va funcționa într-o cancelare care au un număr de copii mai puțin. Fie la Pâncești 2, mă orientam, fie la DNS într-o cancelare. Care mai funcționa. Da, da, da. Da, o clasă cu mai puțin copii, cu 7-8 copii, 10, sunt mulți, care au mai puțin copii să funcționeze într-o cancelare, dar toate în astea două școli. Dar la Petrești câte zări de clasă sunt? Nu discutăm, discutăm de 1-4. La Petrești sunt pentru 5-8, pe da. Dar pentru 1-4, nici într-un caz nu trebuie să admitem să plece de pe raza comunii Pâncești, adică a satelor Dieneț și Pâncești. Dacă pleacă din Dieneț de Pâncești 1-4, pierdem copiii, cum spune domnul Pâncești. Și atunci îi duc la Răcăciuni și să crească numărul la Răcăciuni de copii și la noi o să... Desfințăm școala și am făcut investiții degeaba, în loc să ne bucurăm și că... Și profesori, să se aplece mai mult pe copii și pe... Nu mă gândesc cu tot felul de hârtii prin Giordanul băietului. Și să rămână. Am înțeles. Sunt foarte de acord și spun în gura mare ce ați spus. Domnii profesori, nu mai numai după banii și e mulți și ori puțini. Să mai aplești pe copii un pic. Era pe perioada când eram noi elevi, când eram eu elev, cel puțin se făcea la obiectele de bază meditație după amiază de 2-3 ori pe săptămână, gratuit făceau profesor. Acum îl și plătește, să vină profesorul acasă. Bă, dar vin la fiecare, bun, dar rog, sunt alte timpuri, e adevărat, dar măcar să-și facă programa, care are programa școlară acolo și să...
Dacă bine, e și discuția cu legea că o să fie plătiți în funcție de performanță, de asta mai durează până să vă aplica. Nu mai trebuie nici profesorii care i-au pus. Da, am deviat de la subiect, da, exact, ți-a spus, era vorba de taxa de... Da, 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 și am văzut ceva. Da. Okay. Haideți să spunem la vot punctul 3. Da. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din hotărârea Consiliului Local Buncești numărul 75 din 24-11-2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului, reabilitare și schimbare destinației din școala Corben, Centru Comunitar Integrat Sat Buncești, Comuna Buncești, Județul Bacău, cod ESMIS 142822, finanțat prin fond 2014-2020, inițiator primarul Comunei Buncești. Deci, despre ce e vorba? După cum ați auzit la domn contabil, că la schimbarea de destinație, la centru integrat aici, s-au încasat toți banii de la fonduri europene, mai urmează partea noastră de cofinanțare. Chiar și așa, proiectul este monitorizat până când se face recepția și după recepție încă 5 ani de către POR pe fonduri europene să vadă dacă am respectat legislația în vigoare privind fondurile europene. Și zice așa, se aprobă modificarea articolului din HCL în cerc numărul 75 din 24-11-2023, astfel, se aprobă susținerea din bugetul local al Comunei Buncești după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia la valoarea estimată a acestuia de către de 700.000 de lei cu TVA cu tot. Deci trebuie să mai dăm până îl terminăm din bugetul local 700.000 de lei. Da. Noi am avut așa de bani. Cum? Cu tot finisajul? Tot și fațadă și tot. Și partea de trotuare exterior, tot ce e prevăzut în proiect. Deci cheltuielile eligibile și neeligibile până la final. 700 cu TVA, deci 580, 600 și ceva fără TVA. Da, mă rog, până la urmă cu TVA cu toate să le socotim. Deci, într-un cuvânt, aici trebuie să modificăm, da, da, că noi suntem de acord cu toate cheltuielile, adică, într-un cuvânt, că scoatem la capăt proiectul, îl ducem la sfârșit. În hotărârea 75, care am dat urmă trecută, nu am trecut suma respectivă. Da, trebuie să... Da. De asta am modificat. Trebuia trecut. Da. Deci n-avem de ales. N-avem de ales. Vrem, nu vrem. Era un periferic pe nevoie de aici. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al ședinței AGA TIP din data de 11-12 ianuarie 2024. Inițiator primarul Comunei Buncești. Deci reprezentantul ATU-ului în ATIP Bacău e primarul. Suntem în deci cum e Asociația ADIS pe salubrizare, pe apă e ADIP-ul. Acolo sunt niște proiecte pe port, discuția e mai amplă, dar nu vizează comuna noastră și nu are rost. Noi trebuie să fim de acord prin reprezentant, adică prin primar, să fim de acord cu ordinea de zi și cu descărcarea exercițiului bugetar pe 2024 și pe bugetul pe 23 și pe aprobarea bugetului pe 24, în sensul că ce beneficii am avea noi sau ce am avut pe urma ADIB-ului ăsta. Singurul beneficiu care am avut, am solicitat un inginer la recepție la canalizare și l-a dat gratuit. Și noi dăm o taxă de 1.500 de lei pe an. Au o istorie 1.500 de lei, dar sunt majoritatea comunilor, am fost și noi prinși acolo pentru 1.500 de lei. Sau mai e varianta, dacă nu reușim să facem serviciul ăsta public, de apă canală, să le predăm lor la CRAB, la ADIB. CRAB-ul face parte din, cum e romprestul la ADIS, CRAB-ul e la ADIB. E umblă vorba pe târg, că la 1 ianuarie faci 15 lei de apă. La, da, da. Așa e, da, da. Și la Cleja, și unde au, că Cleja l-au băie și nu știu cine l-au băgesc.
Deci, eu vă garantez că noi vom avea apă și nu vom mai crește prețul la apă. Deci, cu ăștia 9 lei pe metru cub vom putea susține, chiar dacă mai facem o investiție, până predăm la serviciu public, trebuie să mai facem o investiție cu bateriile, să vedem ce bani avem în buget. Trebuie să mai facem o investiție acum rapid, că după aia trebuie să o facem din bugetul serviciului public și nu avem de unde de acolo. Am avut și azi niște specialiști care am discutat cu ei să găsim soluții. Noi am probat, ca să vă mai dau niște informații, am probat cu un generator, cu băieții, cu destervenții de la apă. Am probat și funcționează. Avem generator care duceam două pompe, nu e problemă. Dar acum trebuie să ne punem în conexiune cu panourile, să meargă și panourile și generatorul. Și când plouă o oră sau intră soarele în nouă și nu mai e suficient curent, o oră, două, să pornească automat generatorul cu orele la două și să renunțăm total la rețea. Eu sper că în maxim două luni, zile, trei, să zicem, până să aprob bugetul, până cumpărăm bateriile, că eu nu pot funcționa fără baterii. Deci când am întrerupt de la rețea curentul, panourile au murit, nu mai dă niciun fel de curent. Baterii nu mor. Nu, baterii mele. Și o să luăm baterii, dar trebuie să aducem specialiști, să fac niște calcule, să vadă care baterii luăm cât și să încercăm întâi pe un sistem acolo. Și dacă o să funcționeze, o să luăm și la pâncer, dar întâi să luăm progresiv. Pentru că la pâncer s-a optimizat cumva factura de când ne-am mutat din pâncer, știți? Aici am închis sistemul ăsta de direcția. O să-l închidem și la sus, două, trei luni, zile, sper. Și dacă reușim într-un an și le reducem, eu știu, cu un procent destul de mare, putem reduce fii din metru cub, prețul pe metru cub, fii din abonament. Cum? Eu mi-ar dori tot din metru cub să reducem, din 9 lei să reducem la 7 sau 6 lei, vedem cum în 6 luni ne dăm seama până la bani. Cu cât putem reduce. Deci dacă consumați baterii, va reduce consumul. Un sistem. Da. Deci de la 45 milioane, mă ajung la 3 milioane. Dacă reducem și cu 30-40%, da, că e tot bun, e că la mai consum mai mare aici. Da. Dar și 30% putem reduce cu 2-3 lei și la anul, în loc de 9 lei, să facem 7 lei. Când toți dublează la 5 lei, 20, noi se scade. Da. Rămână taxă. Da, să rămână taxă, că atunci plătesc toți taxă. 5 minute, deci nu mi se pare anormal ca cel care nu consumă 10 litri de apă, că am împărțit un 10-15 litri de apă pe zi, deci care e sub un metru cub pe lună, ori n-ar nevoie de apa noastră și atunci se poate debranșa, dacă spune că dar nu convine abonamentul. Nu se convine de branșa asta de... Ori o fură. Deci, trebuie și asta. Nu, prezumția de nevinovăție există, dar dacă nu are nevoie de un metru cub de apă pe lună, asta înseamnă... Renunță la abonament și gata. 20-30 de litri de apă pe zi, înseamnă că renunță la abonament și are fântână, are sistem propriu de apă, nu putem obliga să funcționeze de la rețea. Da. Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2024. Înțeleg tot primarul comunității. Aici, așa cum s-a stabilit în regulament, următorul președinte pentru următoarele 3 luni, ianuarie, februarie, martie, va fi domnul Zanu. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu. Punctul 7, diverse. Dacă nu, avem mai ales suplimentare. Ah, da, cele două puncte suplimentare. Deci avem la suplimentare o hotărâre de Consiliu prin care vrem să închiriem, că avem solicitare de la, asta și citesc de aici, subsemnata Lenuța Antochi, în calitate de reprezentant legal la SC Alerina Farm SRL, cu activitatea autorizată în Ministerul Sănătății, în domeniul farmacie comunitară umană. Vă rog prin prezenta să aprobați închirierea unui spațiu în clădire dispensarului medical din statul Petrești, comuna Pâncești, cu activitatea încadrată în CAEN 4773, în mers că amănunt al produselor farmaceutice în magazine specializate. Menționez faptul că, că suprafața minimă necesară a autorizării este de 30 de metri pătrați. Restul suprafețelor pot fi folosite în cotă de 1x2 cu cabinetul medical de familie de la Petrești. Holul acces la grupul sanitar. Și evidențiat în suprafața totală.
Atașa anexa documentul societății. Deci are aici toate documentele societății autorizate. Păi vă explic acum. Deci doamna farmacist, cum se spune mai popular, Noții, nu? Ca așa o stilul, da? Da. Și-a făcut un punct farmaceu cu un frate de dumneavoastră, că pe farmacia lui domnul Drug e cam în dizolvare, dacă nu chiar și-o mai bine. Și vrea să vină cu altcineva care va aproviziona mai bine în farmaciile din comună. Și atunci am fost la Petrești și la Petrești sunt foarte mulți cetățeni de la Stori și Fundul Văiei care merg la Paris. De ce merg la Paris? Că acolo e și medicul și farmacia. Și atunci medicul domnul doctor Petrea mi-a zis, domnul, dacă ar fi un punct farmaceutic la Petrești, ar mai veni și din cei care sunt acum arondați la Paris. Exact cum e cu copiii. Știi? Dacă crezi condiții, cetățeanul se retrage. Că e mai ușor de la Soi să vină la Petrești decât la Paris. E logic, e la distanță mai mică. Sunt cetățeni care nu au mijloace de transport. Chiar și de la Petrești vin la Pâncești. Și atunci am fost acolo în teren, am măsurat cu domnul urbanist, cu doamna care vrea să închirie spațiu și cu domnul doctor Petria, pentru că toaleta și holul o să le folosească în comun și lor o să le dăm două camere în dreapta. Acolo era una cu materiale de la grădiniță care e goală, practic, și aveam o ușă acolo blocată, o deblocăm, închidem ușa către grădinițe, deci ei aveam punctul farmaceutic două camere, holul folosește pe care îl folosește și cabinetul medical, toaleta o folosește aceeași, sala de așteptare aceeași la... Și cetățenii, în interesul cetățeanului, are farmacia și au medicament, chiar dacă mai pleacă în oraș, dar rămâne în pană, are nevoie mai urgent, ia de acolo. Nu ar fi de un lucru rău în ființarea unui punct farmaceutic. Dacă era de eu, păi ceva mai. Și asta e crâșul. Deci, practic, noi o să... E altă firmă. Practic, la sectorul aici aprobăm rezilierea unui... Vedem cât unui spațiu că... Rezilierea nu, că e închiriere, că acolo doar nu, dar mai avem de luat de la domnul doctor. Modificăm contractul. Deci, practic, vom lua o cameră de la domnul doctor care noi ce trebuie să aprobăm? Închiria spațiul ăsta de 30 de metri. La același preț cu care îl are și cabinetele medicale. Deci, ca și preț fie la fel. Și atunci noi în contract vedem cât cedează domnul doctor către... Deci noi primăria încasăm aceiași bani. Cât încasăm de la cabinetul medical de la farmacie? Va fi mai bine aprovizionată și rămâne la fel și aici. Deci va fi două farmacii, una la Pâncești și una la Petrești. Nu mai fi două cutii de ceai pe raft. Păi nu, nu o să mai fie așa, pentru că asta e în faliment. E logic, orice societate când e în faliment, nu mai ieși aprovizionată, să fim realiști. Acum vine cu suflul nou un alt agent, foarte proaspete și o să... Ca să nu se mai ducă în altă parte. Să nu, da. Nu o să mai meargă în altă parte, să avem medicamente. Să ai niciun prețul. Important e să fie bine aprovizionat. Da, sigur. Da. Noi trebuie să încercăm. Să știți cum a fost o tentativă de a mai veni altcineva cu o farmacie aici și a dorit un spațiu în Pâncești aici. Și noi n-am avut la școală, centru integrat și școală, primăria, n-aveam spațiul nostru propriu. Și am îndrumat către spațiul de la Lia, acolo, la Sandu. Și nu s-au înțeles, mă rog, nu știu, și-au renunțat. Dar nici nu e loc de două farmacii, să fie aleși, că dacă sunt două, nu merg niciuna. Deci trebuie una și să fie aprovizionată și cetățenii să beneficieze de servicii medicale normale. Da, cam asta e. Spunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Celălalt punct suplimentar? Celălalt punct suplimentar e cu prelungirea contractului cu Rompresto. Practic... Vedeți că aveți pe versul. Da. Se aprobă prelungirea perioadei contractuale prin act adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegare gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180-29-57-06-05-2015. Încheia cu SC compania Rompresto Servicii S.A. conform anexei 9, care face parte integrală din hotărâre. Se aprobă modificarea anexei 9.1 și 9.2, contractul 180
06-05-2015. Să acordă mandat președintele Asociației domnului Valentin Ivance, domnul președinte al Consiliului Județean, să semneze în numele și pe seama noastră asociațiilor actul adițional numărul 7 de prelungire a contractului. Prezentul hotărâre să numească persoane și persoane nominalizate la articolul 4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, prefectul județului Bacău, și la cunoștință publică în condiții legii. Da, despre ce e vorba? Practic, Romprestul ăsta trebuia să-și încheie contractul. A fost scos la licitație, nu s-a judecat, acum iar să fie altă procedură și trebuie să prelungim contractul, că trebuie să, să funcționeze colectarea deșeurilor. Dacă nu reușim să prelungim contractul, suntem nevoiți, cum a fost în țară, județe sau asociații de colectare deșeurilor care nu reușesc să prelungească contractul din diverse motive, că s-au judecat, că nu au fost mulțumit părțile și l-au închis la termen, deci că el când și-a terminat termenul, are obligat să nu mai prelungească, poate să-l închidă. Nu mai pot, atât am dus la capăt, domnul, nu are sancțiuni sau nu poți să trage în legat. Pentru noi e un lucru bun că Romprestul mai prelungește cu nu știu câte luni până când sau dacă se va înscrie din nou, sub alte condiții, cu alte căi de sarcini, cu alte, nu știu, nu-i, nici nu-i restricționat să nu se înscrie și Romprestul din nou. Dar până când se va mai face o procedură de licitație pe asta, trebuie să mai prelungim contractul. Ce se întâmplă dacă nu se prelungește? Dacă nu se prelungește, se contractează în mod direct, în condiții speciale, când intrăm în cu DSP-ul în situații de urgență și atunci se contractează în condiții speciale care va dubla sau va tripa prețul la gunoi menajer. Deci vom plăti de 3 ori prețul. Deci așa mi s-a spus președinte, da, e obligatoriu, aproape obligatoriu să-l prelungim în aceleași condiții, cu același preț, cu aceeași condiții care... Nu mai există cale, adică nu, citații nu. Cum e la Răcășiun Soma, să vină prețuri mai competitive. Se poate, deci acum se scoate la licitație și dacă vine altă firmă, cum e Soma sau altă firmă, poate să aibă altă denumire și vine cu preț mai mic și cu... Da, poate să câștige, dar asta face adisul, nu noi. Deci Asociația Dezvoltare... Da. De salubrizare, la nivel de județ, are 92 de UAT-uri. Deci, adesea e și la Răcăciuni. Numai că contractul de colectare, transport și selectare și mai e. Acolo, ei au avut cu Soma și încă nu a expirat. Deci, cum avem noi cu Romprestul din 2015, deci sunt 8 ani, pe 10 ani sau 8 ani, nu știu. Așa a făcut treaba. Da, așa, făcut și anul ăsta treaba, nu știu că nu a făcut, cum ești excepții, că nu mai ploua, că nu a ajuns pe uliță, da, asta o să mai existe discuții tot timpul. Nu încerc traseul șofer, poate. Da, noi am făcut o adresă că la reciclabil de la 1 ianuarie să facă din poartă în poartă și am făcut o adresă că ei ne le dăduse pe amândouă mașini sâmbătă. Da. Și am zis că o să facă confuzii cu cetățeanul, nu o să știe care cu reciclabil fiind și mașini la fel. Că la Soma, de exemplu, i-au deschis cu plasă să văd care este de reciclabil. La noastră la fel. Și atunci am zis să ne dea în altă zi. Nu știu dacă vine răspunsul, trebuie urmărit să vedem ce e. Făcut o adresă să ne dea în altă zi reciclabilul, să-l dea miercurea, nu-i miercurea mult de obicei. Să-l mențem tot, miercuri acasă. Nu, Gheorghe, să facem să bidon. Da, cam asta. Să punem la vot și acest punct. Ce este pentru? Abținere împotrivă? Punctul 7, divers. Dacă dorești cineva să ia cuvântul? Da, divers. Doar o... Domnul. Eu cred că trebuie să-mi mănătă ideea cu o școală. Sunt la fulgere și că e terit să funcționeze. Da. Deci cum e aici, mă? Că la fulgere de aici, de... Au toate fulgere. Deci susține... O presă mea. Ce susține acasă? La fulgere și... Ce risc al meu e? Nu-ți copii transportați cu microbuzul
mai ales o fi o vreme și mai rău. E că nu are nicio șoseaua. Da, până acum aduceam, nu știu, 10% din copii erau de acolo, este erau de terasă și da. Așa, cred că și pentru profesor la navetă e mai ușor să facă la Petrești, la Bacolică, la Fugerești, care sunt navetici, nu? Că microbuzele de navetă sunt pe... Nu poți să pui în schimburi. Da, nu. Nu, două schimburi nu se mai acceptă, sunt nicio formă, dar în condiții funcționează într-un schimb. Nu poți să pui, pentru că dai seama de ce faci alea, tu s-a dat în Fugerești. E foarte da. Greu, schimbă după amiază. Fata mea așa a învățat și e foarte greu. Când s-a învățat după amiază. Așa cred că e cel mai bine. Dar nu înțeleg de ce domnul director susține fulgerul și acolo. Probabil pe varianta că... Este ochii dânsului lângă dânsul acolo. Nu neapărat, școala e modernă. Nu, o probabil fi, că e încălzărea cu, încălzărea cu electric, dar dânsul nu l-a luat în calcul că e curentul acum. Că nu, școala ce nu mai funcționează vreo 6 ani. Dar putea să dea jumătate din buget pe încălzări la curent. Și atunci... Nici apă, n-au nici apă ca lumea. Eu, dintr-o fântână... Nu, le-am făcut toalete interioare, dar nu pot să folosesc la, decât la grădiniță, dacă ar fi sau astea, că apa e cu un hidrofor mic, care curge apă foarte puțină, deci nu... Mai dispărut. Mai degradată în timp, nu mai funcționat. Da, cam asta e... Gata? Da, încheiem? Mulțumim pentru azi. Am avut un fructuos pentru comună. Da, dacă încheiem... În primul rând, să spun așa că... Este meritul conducerii primarie, în specie domnul primar, că a avut curajul să propună niște proiecte realizabile, care s-au realizat în proporție 90%, să îi vorăm ce a ținut tot așa. Vă mulțumim și... Să nu mă uitam că și noi considerăm am avut un merit, că am susținut aceste proiecte. Da, domnul, suntem la capitolul la ori. Domnul consilier, mulțumim pentru apreciere, dacă sunt și sinceri mai ales, și vă urez la un la mulți ani la toți consilierii și funcționarii din primărie. Să ne vedem cu bine 2024, cu da, la funcționari. Și la funcționari. Notați acolo, doamne.